Aproape toate efectivele poliției rutiere și radarele din dotare au putut fi întâlnite pe mai toate drumurile din municipiu, pe drumul național 5 Giurgiu-București, dar și pe drumurile județene. Scopul acestor acțiuni este acela de a combate cauzele generatoare de accidente rutiere, dar și de a găsi șoferii indisciplinați. În perioada 16-20 ianuarie anul curent, polițiștii rutieri au acționat pe principalele drumuri naționale și județene pentru combaterea cauzelor generatoare de accidente rutiere, în special pentru depistarea conducătorilor de autovehicule ce depășesc limita legală de viteză, a celor ce nu acordă prioritate vehiculor și pietonilor și, nu în ultimul rând, pentru depistarea conducătorilor auto care, după ce au consumat băuturi alcoolice, riscă și se urcă la volan autovehiculilor. Pe timpul acțiunilor desfășurate în aceste zile, polițiștii au constatat 615 sancțiuni contravenționale în valoare de peste 200.000 de lei. Au fost constatate de asemenea 5 infracțiuni, din care 2 pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice, o conducere fără permis, un autoturism neînmatriculat, dar și o persoană care a fost depistată sub influența băuturilor alcoolice și a refuzat recoltarea de probe biologice. Tot în cadrul acestei acțiuni s-au reținut 42 de permise de conducere și 18 certificate de înmatriculare. Ponderea sancțiunilor contravenționale au constituit-o cele pentru depășirea vitezei legale, unde s-au aplicat 178 de sancțiuni contravenționale, 96 pentru lipsa centurii de siguranță și 12 pentru opriri neregulamentare.